Salut, prieten! Astăzi, tema călătoriei noastre virtuale este tocmai călătoria. Pe vremuri, călătoria cu trenul avea un farmec deosebit. O banală deplasare de circa 60 de kilometri pe ruta Cluj-Dej era un eveniment ce stârnea nerăbdare și emoții. Nu vizita la rudele pe care nu le văzusem de mult timp era generatoarea de bucurie, ci drumul până la destinație. Febra pregătirilor era urmată de înfrigurată așteptare a trenului pe peron. Din rumoarea mulțimii de călători se deprindeau știri care mai importante. Trenul se formează în triaj. Vom avea cu toții locuri. Plecarea va fi la oră fixă, etc. Apoi, șuieratul și pufăitul locomotivei care acoperea bacarmul mulțimii anunța sosirea trenului. Clipele rămase până la plecare se scurgeau chinuitor de cet. În sfârșit, trenul pornea. Abia treceam de podul de la Herbac, adică de la Clujana, că mă și apuca foamea. Pe măsuța din compartiment, a mei întindeau repede masa. Pâine semne albă cu cartofi, ouă fierte, chitele, slănină friptă, etc. Înfulecam grăbit, cu ochii pierămâniți pe geam, ca nu cumva să ratez priveliștea oferită de parcul de locomotive din halta de Zmir. Urma apoi gara Pahida, unde trenul făcea pe pas 10 minute în așteptarea vreunui accelerat care venea spre Cluj de pe magistrala 3. Nesfârșite îmi păreau acele minute. Un adevărat test de răbdare căruia îi punea capăt doar șuieratul prelung ce creștea progresiv în intensitate al acceleratului ce se apropia în viteză de gară. Ca vântul trecea pe lângă personalul încremenit la linia 1, lăsând în urmă o dâră groasă de fum și ecoul zângănitului de fiare. În sfârșit, trenul nostru se urnea încet și greoi, țăcănind la nenumăratele joante, lăsând în dreapta magistrala 3 și așternându-se la drum pe direcția est. Peisajele care se desfășurau în goana trenului nu mai prezentau interes pentru mine, iar timpul parcă se scurgea cu viteza melcului. După circa o oră, care îmi părea nesfârșită și exasperantă, ajungeam la Gherla. Pufăind din greu și purgându-și abului din cilindri, locomotiva lua o scurtă, dar bine meritată pauză. Ei, de aici, în maxim 15 minute, călătoria așteptată cu atâta entuziasm și nerăbdare, care pe parcurs se transformase într-o agasantă așteptare, avea să se sfârșească. În gara Dej, satisfăcut și ușurat că am ajuns la destinație, beam de fiecare dată un sirop de căpșuni cu sifon și începeam să-i cicălesc pe părinți cu nerăbdarea mea caracteristică. Stăm mult la rude. Când ne întoarcem acasă? Spre norocul meu, rudele mamei aveau o casă la șoseaua spre Baia Mare, iar grădina ei era mărginită de calea ferată. Traficul feroviar intens la acea vreme îmi mai alunga plictiseala și îmi mai alina dorul de ceată de prichindei lăsată acasă. La revedere, prieteni, pe data viitoare!